afectați de schimbările de temperatură sunt pacienții cu afecțiuni respiratorii, cardiovasculare, neurologice, metabolice sau osteoarticulare. Expunerea acestora la temperaturile scăzute a favorizat agravarea bolilor cardiovasculare cu risc de infarct miocardic, angină pectorală sau insuficiență cardiacă. Datorită frigului, mulți dintre cardiacii nu și agravează boala de inimă sau se întâmplă ca pacienți care au factori de risc, datorită frigului, să vină la spital cu un debut al unei boli de inimă. A scăzut vârsta celor care au astfel de probleme? Din păcate, vârsta a scăzut nu neapărat legată de anotimpul rece. În ultima perioadă asistăm la o scădere progresivă a vârstei medii de prezentare la spital a pacienților cu boli cardiace ischemice și asta se datorează în primul rând stilului de viață dezordonat și aici ar fi bine să putem trage un semnal de alarmă pentru că, din păcate, în ultimele gărzi am avut și pacienți cu infarcte de miocard la 29 de ani. E o dramă, credeți-mă. În ceea ce privește frigul, cum se pot proteja cei care se știu că au o problemă cardiacă? Ce putem face? Așa cum am spus, frigul e un dușman al bolilor de inimă. Din cauza frigului, vasele se contract, adică se strâng. Și atunci când un pacient are probleme deja, infarct în antecedente, o angină pectorală, arteriopatie, adică arterită, e clar că acel pacient va avea o agravare a afecțiunii lui. Medicii le recomandă pacienților o vizită la cardiolog pentru a-și adapta tratamentul sezonului rece. În ultimele zile a crescut cu aproximativ 20% numărul de prezentări pentru cazurile cu hipertensiune arterială necontrolată în contextul răcirii vremii. Pentru a evita stresul termic, îmbrăcați-vă adecvat temperaturilor de afară și nu recurgeți la automedicație.